Sfântul Pavel, fostul marele apostol al neamurilor, a sfătuit pe tesalonicenii să roage neîncetat. Nu erau nici călugări de la Păiana Mărului și nici de la Părintele Paisie. Erau niște păgâni care le transmitea această recomandare, să roage neîncetat. Așa încât aceste sfaturi sunt date public și pe omenire, nu pe categorii de oameni. Și de aceea, sfinții părinții filocalici, părinții sinaiți și, în general, rugătorii cu această rugăciune lui Iisus, recomandă această extinderea rugăciunii și în afară de ținul monahal. Pentru că este o forță care e făcută și transmisă pentru omenirea întreagă. Și putem beneficia de ea cum beneficiem de aer. Aer nu este numai pentru anumiți bolnavi de plămâni, pentru toți. Și această rugăciune la fel este. Încât pot apela acești tineri sau această lume care simte nevoia unei zone, unei surse, unui izvor de pace, să apeleze această rugăciune care cheamă tocmai această pace, însă o cheamă de la izvorul păcii. Iisus este împăratul păcii, așa cântăm în biserică. Și către El ne adresăm. La El cerim acest ajutor. De fapt, în toate rugăciunile bisericii, la El ne adresăm. Iisus, El este ușa, așa ne spune El, ușa către Tatăl. Căci la această ușă batem noi și cerem ajutor, răspuns la toate tulburările noastre. Vorbim cu gura, așa cu minte suntem departe. Și ne mustra Iisus Hristos, spre contemporanilor săi, acel lucru care ne doare și acum când îl auzim. Poporul acesta mă cinstește numai cu buzele, iar cu inima este departe de mine. Și atunci, dacă e departe, așteaptă. Noi să suferim. Ne rugăm cu rugăciuni obișnuite și plecăm din biserică sau de la locul de rugăciune tot așa de răi. Cum nu pot spune atunci? De ce? N-am avut acest contact, această legătură cu această forță care ne poate liniști, ne poate inspira, ne poate da puteri. Ne poate da râvnă pentru Dumnezeu, pentru bine, pentru frumos, pentru fapta bună, pentru dragostea față de oameni. Suntem mereu oțărâți, otrăviți, nervoși, foarte sensibili. Ne jignește cineva cu un cuvânt nepotrivit, gata, suntem gata să-i răspundem așa cu violență. Pentru că noi este acest vifor, această tulburare lăuntrică. Și ce eu zic, spus mai acum, că e nevoie de această despătimire, această curățire lăuntrică. Așa. Și aceasta este o luptă, o grijă noastră permanentă, veți fi. Așa cum, dacă vrei să aprinzi becul în cameră, trebuie să fii pus eu în priză.
ca să poată lumina într-o dată. Însă suntem cu priza întreruptă, adeseori când ne rugăm. Nu putem avea legătură cu sursa de lumină și de dragoste și de putere. Și aceea stăm așa într-un fel de penumbră sau chiar întuneric. Dumnezeu ne-a creat cu libertate. Și din această libertate facem apeluri și la oameni și la Dumnezeu. Și dacă nu vrem să facem apel, Dumnezeu nu silește. Observăm în Evanghelie acest lucru foarte important. Mântuitorul întâlnește fel de fel de bolnavi. Întâlnește, de pildă, un orb. Știe că are nevoie să-l vindece. Să-l întrebă ce vrei. Doamne, vreau să-l văd. Îi faci ceva și vezi. Apelează la voința lui. Un lepros. Un lepros plin de bube albe tot corpul lui. Și Iisus știe că trebuie să-l vindece. Are nevoie de vindecare. Îl întreabă ce vrei. Încât apelul la libertate care o face Mântuitorul când era pe pământ împreună cu oamenii, se păstrează această metodă și acum. Noi deschidem lăuntrul nostru pe din lăuntru, adică propria noastră libertate. Nu ne forțează ceva să deschidă ușa, pe care o numim hoți, care intră forțat la noi. Deschidem noi. Dacă vrem să deschidem. Așa cum am spus de bolnavi care nu vor să privească doctorul, adică suntem noi acești bolnavi, care nu vrem să ne trateze. Să mânim așa. Oamenii care nu vor să se spele. Aveam niște cazuri de astea, niște ceșători, niște bătrâni. Nu vreau să se spele. A trebuit forțat să fie spălat. Așa. Ei, această forță nu se recomandă la viața duhovnicească. Trebuie să adere, să dorească, să vrea, să ceară, să roage. Așa, acest proces, îl folosim și la rugăciune. Altfel rămânem. Și acest dialog, această strădanie noastră ne aduce o pace înăuntru. Această dorință, în primul rând, și acest efort de chemare în numele Domnului, că de fapt chemă numele Domnului pentru acest scop, să ne aducă această pace a Lui, această bunătate dumnezeiască, acest Duh Sfânt, acest har dumnezeiesc, chemăm în noi.